În cadrul Comitetului Executiv, Victor Ponta le-a spus colegilor că trebuie să fie mai uniți ca niciodată. PSD vrea să obțină la Gorj 2 posturi de deputați și unul de senator. Candidatul pe prima poziție la Camera Deputaților afirmă că nu se pune problema unei trădări din partea primarilor gorjeni, dar se teme de fraudarea alegerilor. Ponta a mai adăugat că în ziua sufragiului va fi alături de colegii de la Gorj, votând în Târgu Jiu.